Textul acesta din Epistola către Romani ne vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos în lume, în contrast cu viața primului Adam. De fapt, ni se spune că primul Adam, versetul 14, este o icoană preînchipuitoare, o icoană care arată mai dinainte pe Cel ce urma să vină, pe Domnul Iisus Hristos. Dacă citim tot Noul Testament și suntem atenți, în 1 Corinteni 15, versetele 45 înainte, Apostolul Pavel îl numește clar, explicit, pe Domnul Iisus cel de-al doilea Adam. Iată ce spune 1 Corinteni 15, de la versetul 45. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi, primul Adam, este din pământ, pământesc. Omul al doilea Adam este din cer, ceresc. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Adam înseamnă om, umanitate. Și primul Adam a fost prima umanitate creată pe acest pământ. Primul reprezentant al umanității. Primul cap federal al rasei umane. Adam, cel pe care Dumnezeu l-a creat și l-a așezat în grădina Edenului. Domnul Iisus Hristos este al doilea Adam. Este noua umanitate. Este a doua umanitate. Este umanitatea cea mai bună. Domnul Iisus Hristos inaugurează prin întruparea Lui omul nou, umanitatea nouă, o rasă umană nouă. Nu știu dacă v-ați gândit că creștinii sunt o rasă umană nouă. Creștinismul este o nouă rasă de oameni. Nu ține cont de naționalitate, nu ține cont de culoare, nu ține cont de alte criterii prin care se discriminează etniile și rasele pe acest pământ, ci creștinismul este un om nou, este o nouă umanitate care a fost inaugurată cu întruparea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Noi știm din istorie că de-a lungul istoriei au fost diferite filozofii, ideologii și concepții de viață care au vrut să creeze un om nou. Chiar sistemul totalitar comunist a avut ca deviză finală crearea unui om nou. Omul nou, de tip socialist, comunist. Nici o ideologie, nici o filozofie de viață, nici o concepție, nici un sistem n-a reușit în cele din urmă să creeze omul nou. Omul nou a fost creat de Domnul Iisus. L-a reprezentat însuși Domnul Iisus Hristos. Doar Domnul Iisus Hristos este Cel care inițiază și creează omul nou. Prin întruparea Sa și prin toată lucrarea Sa, Domnul Iisus Hristos a venit să formeze, să creeze un om nou. Slăvit să fie El! Omul acesta nou e foarte important, e necesar. Și în această dimineață, despre aceasta vreau să vorbesc din textul nostru, despre întruparea lui Hristos și inaugurarea unei noi umanități. Gândiți-vă și când ne gândim doar la nașterea Lui, modul Lui în care S-a născut, nașterea Lui, întruparea Lui, inaugurează un tip nou de om. Un om
nou, un om diferit, un om deosebit. În mod special în această dimineață aș vrea să răspund la întrebarea aceasta: de ce era și este nevoie de un om nou? De ce avem nevoie de o nouă umanitate? De ce este nevoie încă de o nouă umanitate? Sunt două motive și argumente fundamentale pe care vreau să le vedem în dimineața aceasta, în textul pe care l-am citit și în lumina Scripturii. În primul rând, era nevoie de o nouă umanitate datorită eșecului iremediabil al primei umanități. Prima umanitate reprezentată de primul om, Adam, a eșuat, a falimentat, a căzut în mod iremediabil. Adam a fost conducătorul, capul, reprezentantul primei umanități. Și el, când a falimentat, el a falimentat ca reprezentant al tuturor. Noi toți am fost acolo, în Adam. Și când Adam a căzut, toată umanitatea a căzut și a căzut în mod iremediabil. A eșuat, a falimentat. Prima umanitate, umanitatea adamică creată de Dumnezeu, a căzut, a eșuat, a falimentat. Cum? Textul nostru ne dă multe indicii. A fost neascultător primul om. Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om a greșit, a fost în eroare primul om. Versetul 15. Dar putarul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia singur a greșit primul om. Versetul 18 întărește. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, a greșit primul om, a fost neascultător. Versetul 12, cum am citit textul nostru, a adus prin el, a venit păcatul în lume. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, păcatul fără de legea, neascultarea, răul, era în univers, prin căderea lui Lucifer în cerul. Lucifer a căzut din ceruri și răul s-a născut în universul creat de Dumnezeu. Dar răul nu era încă pe pământ. Răul nu era în om. Răul nu era în umanitate. În umanitate răul a intrat prin Adam, care a ascultat de șarpe. Și prin el a intrat păcatul în lume. Versetul 18 ne spune că primul om, prima umanitate, a adus asupra omenirii o condamnare care a lovit pe toți oamenii. Uitați-vă din nou la versetul 18. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, o condamnare care a lovit pe toți oamenii. O condamnare pentru toți oamenii. A adus moartea în lume și domnia morții. Versetul 12 spune, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Iar versetul 17 spune, dacă deci prin greșeală unui singur moartea a domnit și moartea domnește în lume, prin primul om, prin prima umanitate, moartea este în lume. Acel fior al despărțirii, acea stare în care sufletul se desparte de trup și acea experiență în care omul părăsește lumea printr-o stare și printr-un fior nedorit de toți. Însă moartea a venit în lume și nu e moartea fizică, despărțirea sufletului de trup, ci moartea spirituală, despărțirea de Dumnezeu și pericolul iminent al unei morți veșnice, despărțirea eternă de Dumnezeu pentru totdeauna în iad. Păcatul a ajuns să stăpânească prin primul om. Păcatul a ajuns să stăpânească din moartea. Versetul 21 spune, după cum păcatul a stăpânit din moartea și toți oamenii care se nasc în lumea aceasta ca și consecință a păcatului primului om, toți oamenii care se nasc din Adam sunt păcătoși. Toți ne-am născut în nelegiuire. Toți am fost oameni și ne naștem oameni cu natură păcătoasă. Zice versetul 12, care introduce și prezintă toată această temă. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume,
Și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Toți au păcătuit în Adam și toți se nasc păcătoși în Adam. Și, dragii mei, să știți că oamenii nu sunt păcătoși, fiindcă păcătuiesc. Ci oamenii păcătuiesc, fiindcă sunt păcătoși. Problema nu este una de acțiune, păcatul omului. Ci păcatul omului este una de natură. Păcatul este ceva ereditar, iremediabil. Toți avem păcatul în noi. Păcatul de la Adam se transmite ereditar în firea omului. Fiecare om se naște cu natură păcătoasă. Înaintea lui Dumnezeu, prima umanitate a eșuat, este într-un eșec iremediabil. Toți sunt păcătoși și lipsiți de slavă lui Dumnezeu, așa cum ne învață această Sfântă Carte. De aceea era nevoie de o umanitate nouă. Pentru că prima umanitate, umanitatea adamică, primului Adam, umanitatea primului Adam este o umanitate care a eșuat într-un mod iremediabil și a adus în lume numai rău, păcat, neascultare, greșeală, moarte, condamnare, natură păcătoasă care se transmite din generație în generație. Toți oamenii sunt păcătoși sub osânda păcatului. De aceea Dumnezeu a avut un plan ca să creeze o umanitate nouă prin Hristos. Și de aceea era nevoie de o umanitate nouă. Dar numai din această cauză. În al doilea rând, era și este nevoie de o umanitate nouă datorită esenței incomparabil superioară a noii umanități, datorită reprezentantului ei. Noua umanitate e ceva mult mai mult decât a fost prima umanitate înainte de a cădea. De două ori, în textul nostru, Apostolul Pavel folosește o expresie care reprezintă un mod de argumentare lui Pavel destul de obișnuit în epistolele lui, dacă veți citi cu atenție. Versetul 15. Expresia este cu mult mai mult. În Adam, înainte de cădere, Dumnezeu a creat o umanitate bună. Însă prin Hristos, prin întrupare, prin răscumpărare, prin mântuirea pe care a dus-o Hristos, Dumnezeu a creat o umanitate cu mult mai bună. Nu știu dacă credeți și înțelegeți asta. Cine a experimentat cu adevărat Harul lui Dumnezeu și cunoaște Harul, crede și înțelege asta. Cine n-a experimentat, din păcate, sunt mulți în bisericile noastre care nu știu ce-i Harul. Știu poate ce-i legea, știu ce sunt anumite seturi de învățături, dar nu înțeleg Harul lui Dumnezeu. Dar cine înțelege Harul lui Dumnezeu, cine înțelege planul lui Dumnezeu, știe că ce avem în Hristos este cu mult mai mult decât ce am pierdut în Adam. Ce ne-a dat Hristos și ce ne-a adus Hristos este mult mai mult decât Edenul pe care l-a pierdut Adam, paradisul pierdut. Cu mult mai mult! Versetul 15 spune Pavel, dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unei singuri cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult Harul lui Dumnezeu și darul pe care l-a făcut harul acesta într-unul singur, adică Iisus Hristos, s-a dat din belșug. S-a dat cu mult mai mult decât ce a fost înainte. Cu mult mai mult. Și versetul 17 repet aceeași expresie. Dacă deci prin greșeala unui singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc acum, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Ce vrea să spună Apostolul Pavel în acest text este că ceea ce a venit și ne-a adus Hristos, harul și adevărul, așa cum spune Ioan, este cu mult mai mult, nel superior, esența noii umanități pe care o creează și o aduce Hristos în lume, este nel superioară primei umanități. Sunt și astăzi mulți, chiar și în biserică, și eu am fost tentat când eram copil și nu înțelegeam lucrurile, să zic, ai, dacă Adam n-ar fi păcătuit, ce bine ar fi fost. Fals.
false. Dacă Hristos n-ar fi venit, ce rău ar fi fost. Asta e modul în care trebuie să ne gândim. Noi ne gândim, băi, dacă Adam păcătuia, eram fericit, nu trebuia să muncim, să ne curgă sudoare, cam la asta ne gândim. Nu trebuia să fie atâtea lucruri care se întâmplă în omenire și care sunt consecința păcatului pe plan fizic și fiziologic. Încă plângem de multe ori unii paradisul pierdut de Adam, fără să ne gândim că paradisul pe care l-a adus Hristos în suflete și apoi paradisul veșnic este mult mai mult decât ce ne-a luat Adam. Hristos ne-a adus ceva cu mult mai mult, slavă Lui. Un mod în care aș putea să ilustra, să vă ilustrez, poate să înțelegi mai bine, este următorul. Adam a fost creat bun, neprihănit, așa spune și Eclesiastul. Într-o neprihănire inocentă, într-o stare inocentă, dar cumva la cota zero. Adam a pornit de la zero și el trebuia să meargă spre plus. În neprihănire, în ascultare, să adune, să ne adune în cont, în contul lui și al umanității, ceva. Neprihănire, ascultare, slujire, însă Adam, în loc să ne ducă spre plus, ne-a dus la un minus puternic. Un deficit irecuperabil. Adam ne-a golit contul total, contul umanității de dreptate, de neprihănire, de sfințire, de slujire. Nu mai este nicio neprihănire datorită lui Adam, tot contul nostru. A fost golit și nu golit, dus la minus. Ei, când vine Hristos, nu numai că ne acoperă deficitul, El nu-i aduce la zero. De asta e cu mult mai mult. Dacă Hristos doar ar fi remediat ce a făcut Adam, ar fi trebuit să ne plătească deficitul, ne aduce la zero și de acum adunați voi în cont. Și adunați, dacă vă scădeți din nou. Nu! Hristos ce s-a venit? A venit și ne-a plătit deficitul și ne-a umplut contul cu neprihănirea Lui. Ne-a dat neprihănirea Lui. Ne-a dat dreptatea Lui. Ne-a dat sfințenia Lui. Ne-a umplut contul până în viața veșnică. Și eu nu mai trebuie să plătesc nimic. Eu mai trebuie să contribui pentru sfințirea și mântuirea mea cu nimic. Pentru că totul este în Hristos. Spune, s-a dat din belșug. Harul Său s-a dat din belșug. Totul este în Hristos. De aceea ce ne-a dus El și ce a făcut El este net superior față de ceea ce ne-a luat Adam. Sau a făcut Adam. De ce? De ce Hristos ne aduce ceva net superior? De ce Hristos este net superior și este noua umanitate care este de o esență net superioară? Câteva motive și argumente. Ascultarea Lui a fost perfectă în condiții vitrege. El a venit și a ascultat în mod perfect. Versetul 19. Dacă prin ascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Ascultarea Lui activă a transferat neprihănirea Lui asupra noastră. El a împlinit neprihănirea prin care și noi suntem făcuți neprihăniți. Versetul 19 spune, prin ascultarea unui singur om cei mulți, prin ascultarea Lui, noi suntem făcuți neprihăniți. Nu prin ascultarea noastră. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ascultăm, dar noastră ne dă vrednicia. Noi ascultăm pentru că El ne-a pus în starea în care să putem asculta. Și ne-a făcut neprihăniți. De ce a trebuit Domnul Iisus Hristos să trăiască 33 de ani și să asculte în totul de Dumnezeu, să împlinească tot, toată dreptatea lui Dumnezeu, pentru că așa îi spune lui Ioan de la botez. Când Ioan îi spune, de ce vii să te botezi? Tu ar trebui să mă botezi pe mine. Domnul Iisus, lasă Ioane că așa trebuie să împlinim toată neprihănirea, toată dreptatea este acolo. Tot ce trebuie împlinit. De ce trebuia Hristos să împlinească tot
ce trebuia împlinit. Pentru că El a trebuit să trăiască viața perfectă în locul nostru, viața plăcută lui Dumnezeu, să împlinească toată dreptatea lui Dumnezeu. Și prin ascultarea și dreptatea Lui și neprihănirea Lui și împlinirea voiei lui Dumnezeu în mod perfect, Dumnezeu prin El ne dă nouă harul și darul fără plată, versetul 15. Darul fără plată al harului și darul pe care ne-a făcut harul între acesta într-unul singur, adică Iisus Hristos era din belșug. Prin ascultarea Sa și în virtutea jertfei Sale, El a dat un decret de iertare, versetul 16, a adus o hotărâre de iertare în urma greșelilor noastre, ale oamenilor, a tuturor. Hristos a venit printr-o ascultare perfectă și a dat verdictul și decretul iertării prin jertfa Sa, pe baza jertfei Sale. Prin harul Său putem domni în viață, spune Apostolul, versetul 15. Darul pe care ne-l-a făcut harul acesta într-unul singur, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Și versetul 17. Harul și darul neprihănirii, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Vor domni în viață și pentru veșnicie. Domnul Iisus Hristos, versetul 20 și 21, a adus domnia harului care dă neprihănirea și viața veșnică. Apostolul spune, unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit până a venit harul din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Hristos a adus această domnie, harul să stăpânească. Harul! Să stăpânească din neprihănirea și viața veșnică prin neprihănirea pe care o dă Hristos. Cu alte cuvinte, spune Apostolul, nu contează cât de mare e păcatul, cât a fost de mare fără de legea primului om și câtă fără de legea a adus în lume, harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos poate recupera omul și îl recuperează și îl poate face un om nou, indiferent cât de mare a fost păcătoșenia. Harul este mai puternic decât păcatul, decât orice păcat. Pentru că harul este însuși Dumnezeu. Este însuși Hristos. Darul și harul este Dumnezeu însuși, este Hristos. De aceea, noua umanitate este net superioară. Pentru că Hristos ni se oferă în dar, prin har. Ni se oferă în toată plinătatea Lui, ni se oferă în toată slava Lui, în toată neprihănirea Lui. Hristos devine totul pentru noi. Totul. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și voi, prin El sunteți în Hristos Iisus. Voi credincioși și prin El sunteți în Iisus Hristos, prin Dumnezeu. Dumnezeu vă pune în Iisus Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El Hristos a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru că după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Hristos a venit, dragii mei, pentru a inaugura o nouă umanitate, a crea o nouă umanitate. El a venit să creeze rasa oamenilor cerești. Primul Adam a fost creat din țărână, din pământ, pământesc. Al doilea Adam vine și se întrupează prin Maria din cer. Ceresc. El a venit să creeze o rasa și umanitatea celor mântuiți duhovnicești, oamenilor care sunt uniți cu El, oamenilor care cred în El, oamenilor care ascultă de El și îl slujesc pe El, oameni care devin ca și El. După cum am purtat chipul celui pământesc, când ne unim cu Hristos, purtăm chipul celui ceresc, caracterul Lui, trăsăturile Lui. Oameni care devin noi, așa spune și am citat și ieri, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă. O nouă creație, nu mai aceea creație veche. O nouă creație, cele vechi se duc toate, Adam moare. Când vine Hristos în noi, moare primul Adam și El ia chip în noi și viață în noi.
Toate lucrurile se fac noi. Apostolul Pavel mai spune așa, Galateni 2:20, arătând noua umanitate și noua viață pe care o trăiește în Hristos, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu în vechiul Adam. Nu mai sunt eu cel vechi, ci Hristos trăiește în mine. Hristos m-a înlocuit în moarte, Hristos m-a înlocuit în viață. Hristos mă conduce, Hristos trăiește în mine. Și ce trăiesc eu acum este o viață prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat. Iată altă trimitere la întruparea Domnului Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. S-a dat pe sine însuși. Asta e noua umanitate, frate și surori. De aceea Biblia mereu ne spune, pe baza faptului că noi avem de fapt, în realitate, noi avem noua umanitate în Hristos la dispoziție, o avem oferită prin Harul Dumnezeu, Biblia spune mereu, dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați-vă cu omul cel nou. Nu mai purtați chipul celui vechi. De ce vă plac hainele vechi și viața veche? De ce nu vă îmbrăcați cu omul nou? Cu alte cuvinte, spune Pavel, lăsați omul cel vechi și îmbrăcați-vă cu omul cel nou, făcut de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul, pe care o dă Hristos. Întrebarea în această dimineață pentru tine, frate și soră, creștin, este, tu în care umanitate ești? Pentru că s-ar putea, purtând numele de creștin, să fii încă în vechea umanitate, în vechiul Adam. Și asta se vede după caracter, după fapte, după acțiuni. Pe cine reprezinți în lumea aceasta? Ce umanitate ai? Ai vechea umanitate? Ești încă în Adam? În rasa lui Adam? În rasa damnată? În rasa condamnată? În rasa căzută? În rasa falimentară? Sau ești în rasa, în umanitatea celui de-al doilea Adam? A lui Hristos, a celui ce ascultă, a celui ce este neprihănit prin Harul lui Hristos, a celui ce are viață veșnică, a celui ce are sfințire, neprihănire, înțelepciune în Hristos și prin Hristos. În care umanitate ești? Hristos a venit să inaugureze o nouă umanitate, care a început cu El însuși, s-a făcut om. El este creatorul, dar și modelul, căpetenia noii umanități. Noi trebuie să privim la El, El este prototipul nostru, de la El învățăm, din El ne inspirăm. Dacă ești încă în vechiul Adam, poți deveni un om nou. Hristos te poate face un om nou. Noi nu mai trebuie să fim vechi și răi, ci trebuie să fim noi în Hristos. Oameni făcuți noi de Hristos, caracterizați de ascultare, de neprihănire, de har, dacă am primit har. E atât de ciudat și urât să vezi creștini acri, amari, urâți. Pentru că n-au înțeles har și n-au primit har. Dar ei au un nume, creștini, baptiști, poate fi. Dar n-au har. Și dacă n-ai har, totul e zadar. Nu umanitate, este umanitatea harului, umanitate caracterizată de har, de bunătate, de credincioșie, de înțelepciune și toate în Hristos, pentru că Hristos trăiește în noi, nu mai trăim noi, nu mai luptăm noi, nu mai avem ambițiile noastre, ci Hristos trăiește și domnește în noi prin harul Său, prin neprihănirea Lui. Asta e noua umanitate. Asta a venit Hristos. Asta ar trebui să sărbătorim noi. Asta a venit El să inaugureze în această lume și să facă în această lume un om nou. Un om nou în El. Un om nou ca și El. După chipul Lui. Doamne ajută-ne pe toți. Să purtăm chipul Celui Ceresc. Să fim în noua umanitate. Pentru că numai noua umanitate se califică să fie veșnic cu Dumnezeu. În paradisul veșnic pe care Dumnezeu îl pregătește. În Împărăția Lui, în slavă. Domnul să ne ajute pe toți să fim acolo. Amin. Să ne ridicăm să ne ajutăm Domnului pentru aceasta.